Lovituri de teatru în dosarul Alinei Bica. Un milionar i-a schimbat declarația în favoarea fostei Efedi Icot, sunt o fire emotiv. Completul de 5 judecători de la Înalta Curte a stabilit pe 11 iunie termenul final în procesul în care fosta Efedi Icot, Alina Bica, este acuzată de fapte de corupție legate de soluționarea favorabilă a unui dosar al lui Horia Simu. Motivul amânării, avocatul fostului șef al fiscului, Sârban Pop, nu s-a putut prezenta luni din motive medicale. Este vorba de dosarul în care Alina Bica contesta o condamnare de 3 ani și 6 luni cu executare pentru favorizarea faptuitorului, primită în faza de fond a procesului. În acest caz, omul de afaceri Horia Simu a fost condamnat la 4 ani pentru cumpărare de influență, iar fostul șef al ANAF Sârban Pop la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență. Decizia pe care completul de 5 judecători o va da în acest caz este definitivă. Milionarul Horia Simu a făcut luni mai multe precizări. În instanța și a explicat că i se retrage partea din declarații potrivit cărora comisionul ar fi ajuns la conducerea de Icot, informează ziare.com. El s-a modificat declarațiile date la DNAS în faza de fond a procesului. Sunt o fire emotivă, iar instanța de fond m-a întrerupt frecvent. Pana s-a fi arestat, nu eram emotiv, a explicat Horia Simu. Acesta este cel de-al treilea dosar în care este implicat a fosta Efedi Icot, care este aproape de pronuntare. Înalta Curte a stabilit ultimul termen în dosarul ANR pe 15 mai, iar în cazul în care este implicat Adrian Videanu, pe 11 iunie.